satul întreg să-l colindăm, veste bună să aducem. Iată-ne din nou, dragii mei, să ascultăm la cea de-a patra ediție a sărbătorilor de iarnă, a patra ediție consecutivă la noi aici în comuna Sascut. Și trebuie să-i mulțumim pe această cale domnului primar Ioan Răuță, domnului viceprimar Apostol Ionel, Consiliul Local Sascut, pentru că a făcut ca și cea de-a patra ediție să aibă loc în această zi minunată de Crăciun, a doua zi, 26 decembrie 2019. Dați-mi voie să prezint programul acestei după-amieze, un program plin de surprize, interpreți îndrăgiți, copii talentați, care, bineînțeles, vor urca pe această scenă, amplasat aici, în fața primăriei comunei Sascut. După cum vedeți, domnul primar s-a îngrijit să vă ofere și un scaunel. Vă rog frumos să vă așezați aici, în fața scenei, pentru că spectacolul va începe în câteva momente. Dorim să vă sunați prietenii, rudele, părinții care au copii astăzi aici la, în așteptarea lui Moș Crăciun, să vină să-i susțină, să-i ajute, pentru că dăseaga moșului e destul de grea. Avem 1200 de pachete pregătite pentru copiii din comuna noastră. Chiar dacă vremea e un pic așa, ne cam strâng ghetuțele, dragii mei copilași, să știți că împreună cu toții vom face o atmosferă de poveste, doar împreună. Astfel, Primăria Comunii Sascut, Consiliul Local Sascut, Asociația Culturală Zestea Străbunilor va oferi un spectacol minunat de colinde și obiceiuri românești. Bineînțeles că minunați și talentații noștri copii din comuna noastră vor urca pe scenă în aplauze dumneavoastră și dați-mi voie să-i prezint. E vorba de corul de la Liceul Elias din Sascut, surorile Dumitru și Elisa, Dumitru, Elisa și Carina, Teodora Teodorescu, Bostan Emanuel, frații Minea și Denis și Roxana, o fetiță minunată și toți sunt minunați, e vorba de Lazar Andreea, o văd aici cât un chemotoc de fată, mititică și isteață foc, bineînțeles urmată de colega sa de scenă, Sara Șerban, cele două ansambluri folclorice, Mugurelul din Pânceș și Dorulețul din Sascusat, copiii din comuna noastră care a adus numele și brandul comunei noastre mai departe, pentru că ei au venit nu cu una goală, ci cu foarte, foarte multe trofee și, bineînțeles, asta cu ajutorul cadrelor didactice care ne-au sprijinit, cu ajutorul părinților, cărora le mulțumim că ne-au fost alături și bunicilor și tuturor celor care ne-au ajutat. Și, bineînțeles, seara, după amiaza, va continua cu datini și obiceiuri din străjerii din Dolhești Mici, județul Suceava, Nicolae Grimbincea și ansamblu etnofolcloric Plăieșii din Republica Moldova și vom încheia seara cu ceata urșilor din Leorta Comănești. Haideți să aplaudăm frumosul spectacol care va începe în câteva momente, mai cu viață, fiți mai îndrăzneți, fiți alături de noi și nu cumva să plecați până la final, pentru că apare și Moș Crăciun. Pentru voi, dragi copii, că ați fost atât de cuminți și vă mai faceți. Vom începe spectacolul cu o fetiță. Ea spune că are așa emoții. Doamna, am atâtea emoții, însă o aștept lângă mine pe Teodora. Pentru că suntem în sărbătoarea Crăciunului și Crăciun înseamnă bunătate, iertare, înțelepciune. Cu siguranță ați primit colindătorii la casele dumneavoastră, pentru că colinda e creștină, n-aduce decât bucurie, nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și Teodora s-a gândit ea, că așa este și frumos și creștinesc, să ne colinde. Teodora, te rog frumos, mult succes! Haideți să o aplaudăm, să o încurajăm și vă rog frumos să vă așezați pe scaune, da? Puteți lua loc aici în fața scenei. O după-amiază frumoasă vă dorim și să fiți alături de noi, cum am mai spus, până la final. Doamne ajută! Pentru morți și pentru vii, noaptea asta e o zi. Vin în cân și nuci blind, multe ceruri se deschid. Pentru morți și pentru vii, noaptea asta e o zi. Vin în cân și nuci blind, multe ceruri se deschid. Sfântă noapte de Crăciun, noapte
noaptea sufletului bun. Ziua sus și noapte jos s-a născut Iisus Hristos. Nu au pâine cei săraci, dar miroase a cozonaci. Nu-i dreptate pe pământ, dar se naște pruncul sfânt. Nu au pâine cei săraci, dar miroase a cozonaci. Nu-i dreptate pe pământ, dar se naște pruncul sfânt. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea sufletului bun. Ziua sus și noapte jos s-a născut Iisus Hristos. Noaptea rugilor fierbinți se-ntorc fiii la părinți și părinții la străbuni. Sfântă noapte de Crăciun, noaptea rugilor fierbinți se-ntorc fiii la părinți și părinții la străbuni. Sfântă noapte de Crăciun. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește în a ta acasă. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește în a ta acasă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. E Crăciun, e Crăciun și noi venim la tot omul, la tot omul cel creștin. E Crăciun, e Crăciun și noi venim la tot omul, la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, doar noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. Vestea nașterii s-o dăm, doar noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până la anul, până la anul tot voioasă. Când pornim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Că noi nu te-am ocolit, te-am ocolit și cu drag tot om veni, tot om veni. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește în a ta acasă. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește în a ta acasă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Haideți să o aplaudăm pe Teodora, foarte frumos ne-ai colindat, Teodora. Să știi că nu ai avut emoții. Și într-adevăr n-am venit aici ca să ședem, ci să colindăm, să ne veselim, să petrecem împreună alături o seară minunată, o seară de poveste, cea de-a patra ediție consecutivă a Sărbătorilor de Iarnă. Mulțumim pe această cale organizatorilor, Asociația Zestea Străbună, domnului Dru, care de fiecare dată ne veselește și ne aduce un zâmbet așa cum numai Doamne știe. Vom continua colinda cu un elev talentat, Emanuel. Te apropii de mine. Este emotiv, dar el trebuie să înțeleagă că scena, lăsați-l să urce pe unde dorește, să nu se răzgândească. Mulțumesc! Da, într-adevăr, avem copii talentați, avem copii frumoși, deștepți.
Avem cadre didactice care se ocupă de educația lor și le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor de la Școala Gimnazială Sascot, care ne sunt alături în această după amiază și rog frumos să aibă grijă de copilașii dumnealor sau pe cine a delegat, pentru că va veni Moș Crăciun pentru toți copiii din școala, de la Școala Gimnazială Sascot și de la Liceul Tehnologic Elias, pentru că și ei sunt tot copii, toți suntem copii. Odată ce nu ne mai simțim copii, să știți că nu mai știm să zâmbim, nu mai știm să ne jucăm, să iertăm. Trebuie să fim buni unii cu alții. Emanuel, tocmai ai urcat pe scenă, te-am zărit și o să ne colind, da, ai zis tu dor, ador, un colind frumos. Succes, Emanuel! Hai din anii, pruncușor, dormi cu mama, puișor. Zicea maica cea prea sfântă, ție și îngerii-ți cântă, dormi, adormi. Dorm, fiuțul meu iubit, dorm, pruncule, cel dorit, cel din veci prorocit, de arhanghel ești vestit, dormi, adormi. Dorm, pruncuțul meu frumos, numele tău e Hristos, de toți oamenii dorit și de îngeri prea slăvit, dormi, adormi. Căci deși te-am născut eu, ești Fiul lui Dumnezeu, al lumii întregi lumină, toată firea ți se închină, dormi, adormi. Cântă stelele pe cer, cântă păsările-n zbor, cântă lauda cea sfântă, linție vântul îți cântă, dormi, adormi. C-ai venit din marea slavă, ca toți oamenii să aibă loc în raiul cel dorit. Dormi, pruncuțul meu iubit, dormi, adormi. Al lumii mântuitor, de păcat curățitor, din iubirea-ți cea prea sfântă, speli greșeala cea prea multă, dormi, adormi. Dormi, prea sfinte Iisuse, cel ce ai nume prea dulce, dormea cu minune sfântă, ție acum mama îți cântă, dormi, adormi. Aplauze pentru Emanuel. Emanuel, ai avut un colind așa trist, ne-ai dus către somnel, dar noi nu ne-am vrut ca să dormim, am vrut să ne distrăm, să colindăm. Mergi la loc, mulțumesc frumos. Dacă v-ați aruncat privirea și sigur v-ați aruncat în partea stânga a scenei și dreapta dumneavoastră, observați acolo foarte multe premii, cupe, medalii. E vorba de cele două surori, Rotaru, Izabela și Florentina, care au participat, le invit lângă mine pe scenă și
cel care le susține și cu siguranță e vorba de tatăl celor două surori. Și noi la nivelul comunei Sascut mai avem astfel de copii minunați, copii talentați, care duc mai departe numele comunei noastre. Copii care muncesc foarte mult după orele de curs, să știți că acest sport îl practică după școală, după orele de curs. Învață foarte bine la școală și le invit lângă mine pe scenă să ne spună câteva cuvinte despre ce au dobândit ele acolo într-un timp foarte scurt. Izabela și Florentina vă aștept aici lângă mine să spuneți câteva lucruri, numai lucruri frumoase despre activitatea voastră sportivă. Și dacă noi știam că doar băieții sunt cei care... Așa, atunci până să pregătesc ele, haideți să lăsăm, avem un pișcot de fată aici, Andreea Lazar, și o invit pe scenă lângă mine. Andreea, haideți să o aplaudăm pe Andreea, ia uitați-o cât e de frumoasă. Țărâncuță, țărâncuță, cu bujori în obrăjori. Ea, bineînțeles că v-ați obișnuit cu prezența ei pe scenă, e o prezență activă, ne pune pe jar așa. Andreea, trebuie să ne pui pe jar, pentru că aici e un pic așa friguț și tu trebuie să ne încălzești sufletele cu cântecele tale frumoase. Bineînțeles că vei începe cu o colindă și apoi sigur ai pregătit și ceva piese folclorice, da? Succes, Andreea! Colo sus pe lângă lună, colo sus pe lângă lună, colindăm, Doamne, colind, colindăm, Doamne, colind. Este un scaun de odihnă, este un scaun de odihnă, colindăm, Doamne, colind, colindăm, Doamne, colind. Dar pe scaun cine șade, dar pe scaun cine șade, colindăm, Doamne, colind, colindăm, Doamne, colind. Șade, șade, Maica Sfântă, șade, șade, Maica Sfântă, colindăm, Doamne, colind, colindăm, Doamne, colind. Cum pruncuț micuț în brață, cum pruncuț micuț în brață, colindăm, Doamne, colind, colindăm, Doamne, colind. Da, Andreea, colindăm, Doamne, colind. Acum vreau, te rog eu frumos, să ne încânți una populară așa, să încălțim atmosfera. Așa că domnul de la muzică să dea drumul la prima piesă și haideți să o aplaudăm pe Andreea. Bravo, Andreea, succes! Așa prima chipsuie, ia-o-s lumii, ia-o-s ia, din
aplauze pentru Andreea. Bravo, Andreea! Hai, mai zi una ca la Moldova, așa. Ia să auzim. Să faci o, iei o pauză și apoi te mai așteptăm pe scenă, da? Văd că publicul te iubește și asta e un mare lucru. Cum v-am spus un pic mai devreme, avem două surori talentate, Rotaru, Izabela și Florentina, le invit în scenă alături de mine. În partea stângă a scenei mele observați trofee, cupe, medalii, uitați cum zurgălăii se aud, dar nu de la clopoței mai în față, ci de la medalii. Haideți să le aplaudăm, medaliile lor obținute la multe, multe concursuri și bineînțeles cu o muncă titanică. Haideți să vedem un pic, prezentați voi de ce sunteți astăzi în mijlocul nostru și de fapt nu sunteți ci sunteți doar invitatele noastre, să ne spuneți cu ce vă ocupați voi și de unde atâtea premii. Bună ziua tuturor! Eu practic lupte libere de 6 ani de zile. În tot acești ani am făcut rezultate cu ajutorul... Am început luptele cu antrenorul Ambroziu Ioan și acum practic în continuare acest sport la CSM Onești. Am înțeles. Și lângă tine? Este sora mea. Este sora ta, da? Ia să vedem ea ce poate să ne spună. Bună ziua! Eu practic de 3 ani lupte, am început aici la Sasput cu antrenorul Ambrozi Ioan, în care... Are emoții, haideți să o aplaudăm! Să știți că acest sport al lor nu trebuie vorbă mult, aici trebuie forță și mă bucur că avem și fete care ne pot apăra de anumite pericole, dar e un sport educativ, nu e un sport periculos, nu? Ce pot să vă spun este că cu siguranță domnul primar aici în spate, nu domnul viceprimar, haideți să aplaudăm pe domnul primar Ioan Răuță, domnul viceprimar. Dacă este domnul profesor Ambrozie, să vină în coate scenă. Bună ziua! Să vă dea Dumnezeu sănătate! Sper că ceea ce facem noi, chiar dacă acest Crăciun este ultimul Crăciun din mandatul nostru, facem un lucru bun și în primul rând am început, așa cum vedeți, că avem și copii buni, nu buni, foarte buni, campion mondial. Dacă domnișoara Ferenț este să vină pe scenă, și vreau să vă prezint aceste două surori care au muncit atât de mult și dacă vreți să vă uitați acolo la masa unde stau eu cu aceste două domnișoare și cu restul din consilierii locali care îi rog să meargă acolo dacă sunt prezenți și ne face cinste, ne face mare onoare de a ajuns numele
sascutenilor peste hotare. Și dacă vreți să știți, indiferent că am rugat o pasta mică sau făcea la întâmare ca să nu aibă emoții, au, pentru că muncesc de mici și o să auziți rezultatele, de asta am venit, pentru că eu la vârsta mea n-am fost în stare măcar să iau una din medaliile astea și chiar și mulți din comuna satului, poftiți domnul profesor, că din cauza muncii dumneavoastră mă obligați să vorbesc eu azi mai mult decât trebuie. Poftiți! Iar cu mare dragoste vreau să vă anunț că Consiliul Local Sascut, în întregime, în componența în care se află, a aprobat prin hotărâre de Consiliu premiere, că doar din ianuarie acum acești copii intră în cantonament și au aprobat suma de 5.000 de lei, adică 50 de milioane vechi, pentru echipamente, încălțăminte, iar familia Rotaru Ovidiu a primit deasupra primăriei un apartament, pentru că stătea în spate aici la șerpărie, să stea copiii în continuare 6 ani titlul gratuit și renovările care se fac acolo o să găsească domnul Rotaru un sprijin și din partea primăriei comunei Sascut și a Consiliului Local. Domnișoara Ferenc, care și a primit suma de 5.000 de lei premiere și îi promit că în ianuarie și apartament tot deasupra primăriei și promit că săptămâna viitoare după Sfântul Ion va primi și dumneai tot la solicitarea către Consiliul Local suma de 5.000 de lei. Domnul profesor, vreau să-i dau cuvântul pentru că domnul profesor știe mai mult, pentru că a muncit mult mai mult decât noi ăștia care vorbim și datorită dumnealui ne aflăm aici și cu aceste rezultate și nu vă mai spun că există o echipă întreagă de copii care domnul profesor lucrează cu dumnealor. În final vreau să vă rog să mă credeți că avem un proiect de hotărâre să reînființăm pe lângă primăria comunii Sascut vechea asociație sportivă Flamura Roșie Sascut, în care o să activeze acești copii, copiii dumneavoastră și poate eu știu copiii din împrejurimea comunii Sascut. Așa că o să dăm drumul în continuare la spectacol și o să dau cuvântul domnului profesor și la fiecare în parte să-și prezinte pentru 5 minute rezultatele care muncesc de o viață. Vă mulțumesc, vă urez vizionare plăcută și la mulți ani! Bună ziua! Mulțumesc că faceți parte la această festivitate pentru premierea sporturilor. Sunt încântat să îi aplaudați, să-i priviți. În spatele lor sunt poate sute de kilograme de transpirație, ore extraordinare, multe ore de pregătire. Pregătire pentru un alt performat înseamnă sacrificii. Vreau să vă prezint pe Rotaru Florii, este medaliată, dublă campioană la vârsta de copii. Rotaru, sora ei, este medaliată la campionatul european de cadeți de anul ăsta, locul 3, deci medalie de bronz, dublă campioană la Cupa României, dublă campioană la naționale individuale. Ferenc Beatriz este vicecampioană europeană, campioană de seniori până la 13 ani și mai sus, până la 20 ceva cât fac sportivii, este vicecampioană. Face parte din lotul național de senioare, acum pe 5 pleacă la Izvoran, la Centrul Olimpic, pentru pregătire cu sportivele din lotul național de senioare. Sunt încântat, le mulțumesc pentru rezultate.
Trebuie să fim modești și să muncim mai mult. Asta este foarte important. Dar în primul rând vreau să specific ceva. Evenimentul care s-a petrecut astăzi este unicat în țară. Dacă mă credeți, fiindcă fac sportul ăsta de 46 de ani. Nu știu un exemplu în toată țara, poate sportivi cu mai mari rezultate decât acest sportiv, să fie avut așa, nu avantaje, băgați în seamă, așa să zic, într-o fel. Sprijiniți. Mulțumim domnul primar Răuță, Ioan, care îi dă dovadă de devotament și sprijină sportul. Domnul viceprimar Apostol Ioan și în primul rând vreau și după aceea vreau să mulțumesc foarte mult conducerii liceului, unde Bianca face parte, este elev în anul 4 la liceu. Mulțumim domnului director, mulțumim doamnei dirigintă. Da, și mulțumim foarte, foarte mult și Consiliului Local Sascut. Vă mulțumim și trebuie aplaudat. Haideți să aplaudăm, să încurajăm. Și vă promit că o să mai auziți de sportivi medaliați. Bucuria mea este că le-am schimbat destinul la o parte din ei. Le-am schimbat destinul în sensul bun al cuvântului și am contribuit la jlefuirea caracterelor lor. Au ajuns aici unde au ajuns. Sunt încântat și mulțumesc în primul rând și la părinți care i-au căruzit și i-au ajutat, i-au sprijinit să ajungă aici. Felicitări și aștept copiii să vină să facă sport. Este gratis. Deci deplasări, cantonament, tot, cază, masă. Sala în primul rând, sunt bucuros să le țin de aici. Avem condiții foarte bune în sensul că avem 3 săli de sport. La Sascut Sat, la Sascut aici Târg și la Pâncești, unde copiii pot ca să-și desfășoare activitatea în funcție de locul unde sunt. Eventual îi mai iau și eu cu mașina și îi aduc la sală, îi duc acasă. Părinții știu că fac efortul ăsta de 7 ani de zile. Vă mulțumesc foarte mult! Distanță plăcută! Mulțumim frumos, doamna Avrosie! Isabela. Eu o să vă prezint pe scurt rezultatele mele. Am 11 medalii de aur, 6 de argint și 6 de bronz. Anul ăsta am ieșit locul 3 la campionatul european de cadeți, la categoria de 69 de kg. Am fost și la mondiale. Din păcate nu am adus niciun rezultat, dar a fost bine ca experiență, pentru că la anul vreau să aduc mai multe rezultate și mult mai bune. Mulțumesc! Beatrice, ia te rog să prezinți și tu ce ai adus pentru comuna noastră și cea mică merge acolo lângă ele, cele 3 campioanele noastre. Bună ziua, mă numesc Ferenc, fac lupte de 8 ani și în palmaresul meu sportiv, cea mai importantă medalie este medalia de la europene de la Sarajevo, locul 2. A fost foarte greu, dar am reușit și sper în continuare să avem rezultate și să mă fac mândră. Mulțumesc! Doamne ajută! Doamne ajută! Eu fac lupte de 3 ani. Primul an am ieșit vicecampioană, în al doilea an campioană, în al treilea an tot campioană. Mulțumesc domnului primar Răuță Ioan, mulțumesc domnului viceprimar Apostol Ioan pentru sprijinul acordat și Consiliul Local. Haideți să o încurajăm, care atâtea emoții, cum v-am spus mai devreme. Ce este important, domnul primar, și apreciem gestul dumneavoastră, este că investiți în educație și e un mare lucru, pentru că sportul înseamnă sănătate și toți copiii trebuie îndemnați să facă un sport, indiferent de care este el, de performanță sau doar amator. Pe scenă aici, alături de noi, avem invitați, după cum ați văzut, un număr de preoți din comuna noastră, care cu siguranță au venit să ne spună câteva cuvinte frumoase. Dacă îmi permiteți, astăzi este
o zi importantă pentru noi, sascuțenii. Și dacă știam de înainte că Dumnezeu ne mai face câte o surpriză mai neplăcută, e că trebuie să vă anunț cu îndurerare plecarea din rândul nostru a celui mai bun prieten și al părinților și al meu personal, moartea părintelui Cerbu la vârsta de 47 de ani. Și vă rog să-mi permite să vă rog din toată inima să păstrăm un moment de recurgere. Mulțumesc! Vă rog să vă ridicați în picioare. Mulțumesc mult! Dumnezeu să le ierte! Mâine la ora 12 este înmormântarea în satul Pâncești. Aseară a fost al preasfinția sa Ioachim Băgăoanu la slujbă. Vor participa și de la episcopie o delegație specială, iar să știți că, apropo de cei mici, noi, primăria, Consiliul Local, colectivul de preoți din comuna noastră, vom fi alături de acei doi copii gemeni de Ștefănel și pentru acest lucru vom face niște eforturi mai deosebite să fie bine. Încă o dată Dumnezeu să-L ierte și dau cuvântul preoților care îi avem lângă noi. Mulțumesc! Mulțumim, domn primar. Părinte. Domnule primar, domnule viceprimar, doamnă directoare, drept măritor creștin, noi nu o să vă ținem o predică ca la biserică, o să încercăm să vă vestim nașterea Domnului prin câteva colinde pe care noi le cântăm la biserică și împreună cu copiii parohiilor noastre încercăm să le cântăm ori de câte ori mergem, atât în urbe, atât în cetate, cât și în biserică. De aceea, atunci când dacă veți auzi ceva pe care vă face plăcere să-l cântați împreună cu noi, vă rugăm să o faceți. Nașterea ta, Hristoase, Dumnezeu nostru, răsărita lumii, lumina cunoștinței, că într-o dânsa cei ce slujeau stelenor, de la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus, Doamne mărire ție. Îmbucură-te, om bun, oile lui, lărui, Doamne, că am ajuns Sfântul Crăciun, oile lui, Domn. Eu vă spun la casa voastră, oile lui, lărui, Doamne, din precista Maica noastră, oile lui, Domn. S-a născut un fiu frumos, oile lui, lărui, Doamne, pe nume-l cheamă Hristos, oile lui, Domn. În paiele grâului, oile lui, lărui, Doamne, și-n florile fărului, oile lui, Domn. Nu ca fiul domnilor, oile lui, lărui, Doamne, ci boia ta boilor, oile lui, Domn. În ce boil dudurar, oile lui, lărui, Doamne, mândru-n coarnele gânar, oile lui, Domn. Tot
Fața iese închinare, oi, lerui, lerui, Doamne, tot să iese închinare, oi, lerui, Doamne, toți oamenii ce-au venit, oi, lerui, lerui, Doamne, din apușii răsărit, oi, lerui, Doamne, aceste zile sunt bine, oi, lerui, lerui, Doamne, să le petreceți cu bine, oi, lerui, Doamne, la mulți ani să aveți folos, oi, lerui, lerui, Doamne, de nașterea lui Hristos, oi, lerui, Doamne. Hai din anii pruncușor, dor cu mama, și împreună și să colindăm cu toții. Haideți să cântăm colindul pe care cu toții îl știm de când suntem mici, colindul O ce veste minunată. Să cântăm împreună. O ce veste minunată în Betleem mi s-a cel fără de început, cum au spus prorocii, că la Betleem e Maria,
Să vă binecuvinteze și sărbători cu bucurie și cu sănătate în familiile noastre ale tuturor. Câteva cuvinte pentru preoții noștri prezenți și cei care nu sunt. Sunt scuzabili pentru că mai există activitatea la Puncești în continuare. Să știți că Moș Crăciun a venit pe rând la fiecare în timpul anului, cu tot cu aceleași aprobări ale Consiliului Local, la unii mai mult, la unii mai puțin, dar sperăm din mers să reglăm acele fonduri care să-i ajutăm să găsim la Berești casa praznicală, poate la anul să o terminăm, la Sascut să terminăm pictura și s-au mai dat niște fonduri, la Schinin casa praznicală, care 70% cred că se apropie la anul de final, la Concești ne apucăm de treabă pentru că Concestul și Bălcuța are nevoie de o intervenție mai deosebită. La Păncești mai avem ceva de făcut. La cei catolici s-a terminat biserica și mai alocăm chiar pe data de 30 acum niște fonduri să termine și interioarele. Și tot așa, Moș Crăciun încearcă și pe la biserici și la preoți să fie darnic și bun. Vă mulțumim pentru urare și vă promit că după și facem festivitatea, vine Moș Crăciun și pe la dumneavoastră, din nou în prezența mea. Mulțumesc încă o dată! Mulțumim frumos Sfinților dumnealor, domnului primar, domnului viceprimar, acestor minunați copii, care invit să stea acolo alături de domnul primar, Consiliul Local, și invit și Consiliul Local acolo unde domnul primar va pregăti câte un scaunel, să fiți cuminți, pentru că întâmplător, nu chiar întâmplător, stând pe scenă și fiind mai la înălțime decât dumneavoastră, dragii mei copii, să știți că l-am văzut pe Moș Crăciun. Nu vă spun unde a intrat, dar vă asigur că l-am văzut. Și eu nu vă mint. Știți, când vă spun un lucru, îl spun, când nu-l spun, atunci, sigur, Moș Crăciun cred că s-a instalat pe scaunul primar. E un scaun greu, domn primar. Ce vreau să vă anunț? Sunt 1200 de pachete. Anul trecut s-au făcut mici greșeli. Iar Consiliul Local a hotărât că anul ăsta, fiecare cadru didactic care are clasa respectivă, vine să-i dea Moș Crăciun la fiecare copil prezent, iar pentru cei care nu sunt, le ia în răspundere și răspunde cu capul pentru fiecare pachet care le ia. Pentru că la clasă o să aducă acel copil la cunoștință directorului școlii, dirigintelui, că el n-a primit acea sacoșă sau acel cadou. De asta am ținut neapărat că o să facem treaba mai repede decât anul trecut, ca să nu mai ținem copiii în frig. Care vor să rămână de bunăvoie să rămână, care să-mi pare rău că n-am știu că e astăzi așa de frig, că foloseam sala de sport. Cu alte evenimente o să ne gândim și la treaba asta. Încă o dată, vizionare plăcută și să vă pregătiți în continuare că avem surprize pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumim frumos, domnul primar, domnul vice. Haideți să aplaudăm! Consilierii locali, vă rog să mergeți în loja aici. Acolo.
Mulțumim. Să știți că domnul primar este un om cu suflet mare. Nu vreau să laud, știți cu toții, nu cred că e persoană care să nu fi dus la dumnealui să nu-l ajute. Ne sprijină cel puțin pe noi școala, ați văzut și biserica și toți din comunitatea locală, pentru că e un primar gospodar și știți cum e. Dacă primarul are, mai dă și la alții. Dacă e un primar mai necăjit, n-are nici pentru cei mai sărăcoți. Cu spectacolul nostru continuă, dragii mei sascuteni, haideți să vă apropiați, văd că tot vin de acolo colindătorii, adică sunteți dumneavoastră, locuitorii comunei noastre, vă așteptăm aici pe scaune să luați loc, chiar dacă afară e un pic rece, dar trebuie să-i mulțumim bunui Dumnezeu că nu este atât de frig comparativ cu data din calendar, 26 decembrie, că doar nu fi vrut să fie soare acum și să stăm în mânicuță scurtă. Noi trebuie să fim prezenți aici, să fim în număr cât mai mare, pentru că avem un spectacol minunat. Vor veni ansamblu etnofolcloric Plăieșii din Republica Moldova, avem obiceiurile din Suceava, obiceiuri și datini din Suceava, avem ansamblurile noastre folclorice și eu zic că nu e întâmplător întâlnirea noastră aici, ci bineînțeles vom da curs spectacolului nostru. Îi invit în scenă, alături de mine, doi frați deosebiți și îi mulțumim părinților care investesc în ei. Ei locuiesc în Sascut, sunt domnișoara Roxana, este în clasa 8-a, fratele este mai măricel. Îi invit aici lângă mine pe scenă, pentru că el este un instrumentist cunoscut, tenis, să-și cam câștigă el așa pânița lui singurel. Și, bineînțeles, mi-a zis el mie că banii ține mai din scurt, pentru că se câștigă greu și atunci cheltuie mai cu migal, așa, nu? Denis nu prea-ți permis să-i arunci cum atunci când îi primești de la părinți. Ei ne vor colinda cu două, vor cânta două colinde frumoase, vin colindătorii și Roxana, bineînțeles, galbenă gutuie. Vă doresc succes, haideți să-i aplaudăm pe toții, cu toții, haideți să-i încurajăm. Denis, succes! Dulce galbenă lumina, cum și eu mă era. Mi-a pus mama o gutuie ce se coace în cel acel. Ajungi ca o daimă doare, mă cuprind eu felezit. Și acum că treceam, parcă simt îmbătrânit. Galbenă Roxana, să vedem Denis. Cum vin colindătorii la Sascut? Gazelor creștine
Cred că nu s-au pierdut, sigur nu s-au pierdut, pentru că le recunoaște toată lumea, Andreea și Sara Șerban. Ele amândouă, cum am mai spus, eu fac o frumoasă coreografie, pentru că iubesc folclorul, pentru că iubesc portul popular românesc, după cum se vede. Le mulțumim părinților care, să știți că, haide să le aplaudăm, haide să aplaudăm, mogodețele astea mici și frumoase și talentate. Mulțumim părinților că le sprijină, își fac timp pentru ei, e mare lucru și fiecare dintre dumneavoastră să luați exemplu acești minunați copii. Sara, ai venit să ne colinzi, da? Haideți să ne colinde și Sara și apoi împreună vor face un program frumos, ne va încălzi atmosfera, că trebuie să ne încălziți, da? Și vă rugă să vă încingeți la o horă, așa cum știți dumneavoastră. Muzica. Pregătească o piesă așa cum ne-a promis nouă Sara, că va încălzi atmosfera. Cine vei interpreta, Sara? Ia să vedem. La microfon, Sara. Hai la joc, țață Catrină. Hai la joc, țață Catrină. Haide să încingem hora. Și n-a din moșnea, cât e tânăr, pe mult drag, drag.
Sara, cum să plecați? Cum adică să plecați? Când tocmai ați încins atmosfera, aș ruga pe domnul de la muzică să intre în folderul Andreei. Avem noi acolo melodii Corăgheasca și Andreea zice că ar vrea să o interpreteze și ea, că aici lângă Sara a cam înghețat. Așa e, Andreea? Deschizi microfonul. Ați găsit? Acolo, cine joacă Corăghește? Haideți să le aplaudăm, să ne încurajăm. Sunteți săraci în aplauze. Dacă vă invit pe scenă aici, o să vedeți cum o să aplaudați. Sunt emoții duble. Haideți să le încurajăm. Și zici tu, Andreea? Am zis bine Corăgheasca? Bine, succes! De voi, da. Să mai pregătească DJ una de la Sara. Sara, ce crezi tu că mai poți să ne cânti? Ai înghețat? Zice Sara că zi bădiță cu vioara, să-ți audă în toată țara, că au venit colindătorii noaptea pe la cântători. Și n-au venit cu mâna goală, au venit cu sacul lui Moș Crăciun. Dragi copii, v-am spus că a venit moșul, nu cumva să plecați, chiar dacă mama spune că trebuie să închidă găinile. N-au decât să stea în seara asta afară, pentru că voi trebuie să vă luați cadou de la Moș Crăciun. Avem 1200 de pachete pentru toți copiii din comuna noastră. Și e păcat să plece moșul cu ele la alți copii. Da? Așa că muzica, vă rog. Thank you.
este Sara, să știi că este atmosfera noi aici în spate cu dansatorii am dansat și vă invităm și pe dumneavoastră să mai mutați pasul stânga 1, dreapta 2, că așa-i joc copii la noi. Haideți să mai spunem una, DJ. Andreea, tu sau Sara? Aveți de ales. Vrei tu? Dai, dar arată mai flăcăi. Ia uziți, hai, dar roată, măi, flăcăi. Muzica! Colinde. Noi vă mulțumim. Haideți să le aplaudăm pe amândouă încă o dată. Tare. Să se pregătească cele două ansambluri, Vorclorice, Dorulețu și Mugurelo. Copiii care sunt la ansamblu să se pregătească în scenă aici în spate. Ele vor mai reveni pe scenă dacă le mai poftiți, dumneavoastră. Și le mulțumim frumos. Rog copiii să se pregătească la ansamblu, da? În două minute intrăm. În timp ce ei se pregătesc, mai avem și alți copii talentați care vor urca pe scenă. Cele două surori, Dumitru, Elisa și Carina. Avem grăjdeanu Alina, o domnișoară care dorește pentru... E prima dată când urcă pe scenă și are mari emoții, de aceea am zis să intre ansamblurile. Pentru că cele două ansambluri folclorice, Dorulețu de la Sascusat și Mugurelu din Păncești, coordonatori, subsemnata, profesor Sandu Ionela, doamna profesoară Gârmacea Simona, domnul profesor Ferenț Ioan și doamna profesor Pârvan Anca trudesc la promovarea tradițiilor și obiceiurilor din zona noastră. Mergem cu acești minunați copii, cam 60 la număr, la diferite spectacole, festivaluri și să știți că nu venim cu mâna goală. Și noi avem astfel de trofee, cum cele două fete le-au arătat aici dumneavoastră. Și pe noi ne sprijină Consiliul Local pentru că avem nevoie de transport, avem nevoie de multe alte cheltuieli și nu rămânem singuri, ci mereu suntem sprijiniți și ajutați. Doresc să vă reamintesc dumneavoastră, sascutenilor, că astăzi, 26 decembrie, suntem la cea de-a patra ediție consecutivă a sărbătorilor de iarnă. Ediție care și de această dată, iată, ne adună aici număr atât de mare și știm cu toții că sărbătoarea Crăciunului nu face altceva decât adună familia acasă, pe cei dragi, a venit din străinătate, am văzut aici foarte multe familii și-au revăzut copii, și-au revăzut părinții, plecați în străinătate, tot pentru ei, să le fie mai bine, un trai mai bun, dar eu îi îndemn pe dumneavoastră să vină acasă, pentru că și aici este de muncă, nu mai găsim forță de muncă și eu zic că cine e harnic și muncește, are tot ce vrea. Urcă în scenă în aplauzele dumneavoastră, dacă sunt pregătiți,
copiii de la cele două ansambluri, cum a spus Mugurelu, dar să nu plecați pentru că vor veni și chiar au apărut la noi în comună. E vorba de ansamblu de datini și obiceiuri din Străjeri, din Dolhești Mici, județul Suceava, Nicolae Gribincea și ansamblu etnofolcloric Plăieșii din Chișinău și, bineînțeles, Ceata Urșilor. Dar nu înainte să vă reamintesc că Moș Crăciun a apărut pentru că el există. Haideți, dragii mei, pregătiți microfoanele aici. Da. Haideți să aplaudăm, că văd că nu mai au curaj la ei acasă să intre. Aici, aici. Aici, aici. Sunt copii din clasa a 3-a până în clasa a 8-a. Colindăm, suntem cu minți. La poartă, la Ștefan Vodă. Colindați cu noi.
să mor, mor, că nu mor. Să vine și Moș Crăciun era acolo, cu flori de gheață mor. Luați rog peste unele, că Moșul are cadouri, cum am spus, pentru toți copilașii. Alex, te rog să poftești în față, să cântăm Steaua, da? Stai frumos! Steaua sus răsare, ca o taină mare, Steaua strălucește și luminește, și luminește. A venit și cu un obicei frumos. Haideți să-l aplaudăm pe Moș Crăciun! A venit moșul! A venit moșul și cu domnul primar! Moș Crăciun! Poftim un cadou! Bine v-am găsit, dragii moșului, mici și mari din Sascut. La invitația domnului primar și al Consiliului Local am venit la voi
cu multe cadouri, fiindcă știu din mesajele voastre și scrisorile voastre că sunteți copii cu minți, ascultători și harnici. De aceea am să împart la fiecare copil din Sascut câte un cadou. Cred că sunteți de acord. Dar am o rugăminte. Hai să cântăm numai o strofă. Moș Crăciun cu plete d'albe, astăzi vine prină mers și aduce daruri multe, la petițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun. Bravo, Moș Crăciun! Mulțumesc! Mulțumesc tuturor, mulțumesc! Moșule, ce zice? Da, mă scuzați! Cum este? Bine ați revenit la noi! Ce ne trebuiți, moșule? Uite, moșul, ce dar aduce la copii! Da, Moș Crăciun a adus darul la copii, ia uitați-vă ce desagă grea aveți! Cum vi se pară copiii noștri? Cum credeți dumneavoastră că, cum ați primit scrisorile lor, au fost cuminți? Ce spun acolo? Frumoși, harnici, ascultători și mănâncă tot din farfurie. Aoleu, i-au zis, așa e? Așa e, bravo, dragi copii. Atunci moșul are cadou pentru fiecare. Pentru fiecare. Mulțumim, moșule, să trăiți mulți ani, să ne înveseliți cu sărbătoarea dumneavoastră. Și gran frumos, în continuare vă doresc să vă simțiți bine astăzi și de toate sărbătorile care urmează și anul care vine. Să ne revedem cu bine, da? Mulțumim, moșule, nu pleca, stați aici într-un colț, pentru că noi vrem să primim daruri, pentru că noi urmăm să colindăm. Aici mergeți cu domnul primar, haideți, domnul primar, luați moșul. Luați moșul, că dumneavoastră sunteți sponsorul. Observați aici pe scenă, după ce a venit moșul și a spus care cadouri pentru toți, a venit capra mică, mai avem și una mare, să nu plecați. Să înceapă fetele, două. Ța, 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 căpriță, ța, 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 căpriță, ța. Vini capra vila, putin cu steluția. Ța, 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 căpriță, ța, 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 căpriță, ța. Vini capra vila, are piciorul etezat. Ta 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 capriță, ta 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 capriță, ta. Vine capra din la munte, ta 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 capriță, ta 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 capriță, ta. Bună ziua, măi țărani. Bună ziua, măi cucoane. Câți copii ai, măi țărani? 24, măi cucoane. Și unde ții, măi țărani? Pe unde poți fi eu, cucoane? Și cât cer pe ea? 200 de lei. Lapte are? Are. N-are. Dă cu picioarul? Nu dă. Dă. Împunge? Nu împunge. Împunge. Decât 200 de lei, mai bine o să avem în cap. Aoleu, conașule, mi-ai omorât căprița. Să-mi plătești căprița, că dacă nu, acum bag cu sitașul în tine. Căpriță, muguri verde-ți trebuie, bomboane-ți trebuie, ciocolată-ți trebuie, țapă-ți trebuie. Păi, verde-i mișunii, țapă-i trebuie, capri mele. Ta, 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 căpriță, ta, 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 căpriță, ta. Păi, verde-i căpriță, ta, 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 căpriță, ta. Complimente și scrisori din anii viitor. Ta-ta-ta căpriță, ta-ta-ta căpriță, ta. Sănătate gospodară, nu știu la mult.
Bravo, copii! Să intre capra mare cea mică să rămână aici într-un colț. E grea. E grea traista, nu? Haide, Ricea, joacă tu capra, cum știi mai bine așa. Avem aici un băiat înalt ca Bradu și doi la fel de înalți. Da, sigur, la fel de înalți. Muzica. Solcioară și mi-o începi căprioară. Foaii verdi grumăruși o bătai la pământ. La pământ și la podelica ce-ai place ca primele. Foaii verdi busuio, cheama ias, dar m-a las joc. Și sărută pinguriță bărbioară din mușcat, gurița de săruta. Și iar verde sos din pești, ia vezi fata ce gândești. Nu gândește vreun gând rău să fugă cu vreun flăcă. Și iar verde șolalea, ia mai fetița. Și zbioșește prin dureri că ești nevoinicel. Te uită din colț în colț și vezi unde e mai frumos. Și spălzește petele că le fură fetele. Și spălzește beteaua noastră frumoasă, e căpriță de oameni, gospodare asta. Haideți să vedem tobele. Ia uitați aici ce toboșare avem noi. Tot un obicei de iarnă care înlătură anul vechi și vine cel nou cu bune. Ia uitați cu cine, cu ce vin eu aici, că nu vin cu mâna goală. Sper să nu vă speriați. Haideți după mine, ușor, muzica. Am găsit aici un număr mai mare de mascați. Mie frică de ei. Haideți să-i vedem. Aplaudați un pic. Mascații noștri de la Sascot. Thank you.
pentru că suntem o comună de oameni gospodari, avem și niște căiuțe aici, să știți că sunt puișori mici, dar vor fi și vor deveni și mari. Așa că avem jocul căiuților, să intre în scenă! Haideți să aplaudăm, haideți să scotuiți așa de scârciți în aplauze, mulțumesc frumos, bravo, bravo, bravo! Hai! Obiceiul noastră se apropie de sfârșit. A fost acele două ansamblu lângă mine aici, de la Sascut Mugurelu și Dorulețu. A venit și ansamblu de obiceiuri din Suceava, pe care o să-i vedeți. Ei sunt profesioniști, sunt mari, au mai fost la spectacole pe scene mult mai mari ca acestea și noi am fost și o să mai mergem. Trebuie să mulțumim, să știți, aici ați văzut pe scenă o parte din copiii de la acelea două ansamblu, unii au mai răcit, alții au plecat cu părinții, cred că în alte locuri, pe la bunici, să-i colinde și au rămas acolo, le-au prins noaptea. Domnul primar, Consiliul Local, copiilor de la ansamblu Dorulețu, tocmai sunt în lucru 30 de costume naționale care costă 400 de milioane bani vechi. Îi mulțumim, haideți să aplaudăm pe domnul primar, domnul viceprimar, consiliul local. Copiii vor avea costume naționale noi la zilele comune Sascut pe 15 august. Mulțumim, domnul primar, pentru că v-ați gândit și că vă gândiți la noi ori de câte ori vă cerem ajutorul, niciodată nu ne întoarce spatele. Noi vă spun, o să vă sorcovim, vă dorim noi ansamblurile, cele două ansambluri, sărbători frumoase, cu pace, un an nou fericit și ansamblu de la Suceava se poate pregăti, că îi așteptăm și pe ei și Moș Crăciun aici, să nu plecați. Sunt două ansambluri de la Suceava, da, aici, nu-i nimic, o să le lăsăm să se prezinte, sigur că au fost în multe locuri din țară și nu numai și au multe să ne spună. Sorcova, Vesela, cântați cu noi!
Mulțumim că v-ați adunat în număr atât de mare, dragii mei, vă rog frumos, că mai avem și alți invitați, mulțumim frumos, să mergeți acolo că Moș Crăciun vă așteaptă, cu siguranță pe voi că ați fost cei mai cuminți și ați colindat. După cum vă spuneam, această după-amiază va continua cu un spectacol minunat. Bineînțeles, cum v-am spus, e vorba despre ansamblu Alaiul, ansamblu de dati și obiceiuri din străjeri, din Dolhești Mici, județul Suceava. Avem ansamblu etnofolcloric Plăieșii din Republica Moldova și eu vă spun să nu plecați, pentru că sigur nu există cetățean de aici să nu fie ascultat măcar o piesă a acestui ansamblu etnofolcloric și bineînțeles Ceata Urșilor de la Comănești, care cu siguranță va aduce un an mai bun, 2020, cu sănătate, belșug și spor în toate. Să urce în scenă ansamblu. Haideți să-i aplaudăm! Gazdă, mă lăsați să trag o brază și vă rog de binevoiți urătura și tradițiile noastre sfinte moșteniști din strămoși să le primiți. Le primiți, oameni buni! Da bună seara, român dragi, de aici, din țara de falși! Da bună seara la fereastră! Noroc bun la dumneavoastră! Sara lui Vasile Sfântul ne-a luat cășul la vântul și ne-a dus-o drept aici, la dumneavoastră, la ascut pe plichiși. Și venind după cășulă, să vă spun și o urătură. Urăturile noastre sunt frumoase, cele din strămoși rămase, de la tași, de la romani, urate de mii de ani. Că pe când trăiau străbunii, pâinea se făcea minune, casele erau de paie și purtau cojoc de oaie. Dar unde mai găseai în sat bancă de împrumutat sau mașină de calcat, ori cu coane, cu șoșoni sau plugari cu pantaloni? Gâscă, rață, câine, pui, sfântă-i urma plugului, tă-ți mâncăm în urma lui. Surgalași și clăpoței, roată în braț, nu mai flăcăi, strigați, măi! Români plucari, și stați trâi și supărat, trageți lampa, vă omoare și vedeți cu mare plucare din Dolhești nici. Să ne dea gânduri bune
frică, ardu focul mult mănâncă. Păpușoai din trei grădini, brânza de la 9 stâni, lapte de la 7 vaci, făina din 6 stași, dar iubeaște și iubeaște și tot nică, nu mai crește. Zâncălai și clopoței și încă o dată mai flăcai, strigați măi! Dar de la Olt până la Hotin, plină-i țara de venin, iar din Nistru până în Prut, tot pământul ne-i umplut, de dușmanii și ne fură bucățica de la gură. Arde iar focul și para, peștii și ne-au vândut țara, otrăvindu-ni grădina cu omis și cu amar, care nu mai au hotar. Berți, Tighina, Chișinău, Botoșani, Focșani, Buzău, Codri, Ape, munți bătrâni, îndemnați voi, frați români, mânați voi! Și acum, la sfârșit de an, plugușorul dolheștean din cetatea lui Ștefan vă urează într-un mulți ani. Pentru anul care vine, vă urăm numai de bine, voie bună, sănătate, bucurii și spor în tăte. Cei de afară să înflorească, cei din casă să trăiască, iar din nou când om vine, la anul când s-au plini, să vă găsim cu bine, cu sâlii senine, să și stari și mari, mândri gospodari. Casa să vă și plină din belșug și de lumină, la anul și la mulți ani. Mânați, băi! Noi cu capra am tot umblat, noi o mână de voinici, tu mă din dolhești niși. Am venit să vă urăm și apoi capra o leac să o jucăm. Fai leamă! Adă capra, nu-i fă să strângeaba pe voi. Fai leamă, capra-i nemult să facă, știi cum să mulge capra? Invers de... Ia mulge-o, mulge-o leacă, Ileana. Mulge-o, mulge-o, mulge-o. Oameni buni, aiștia sunt nebuni. Ei vreau capra ca să o mulgă, capra de ca să-i împungă. Ei nu știu, capra-i țap. Baba jumătate drac și moș neagă o harap alb. Seamănă de parcă-s frați, amândoi-s minunați. Seamănă și-s frumușei, dar ar dracu dragostea în ei. Lor le trebuiește țap, mai mult la drag decât la harap. Dar le luăm un țap de la Moldovița ca să-i sfârșii Catrința. Dacă nu dăm unul de la noi, să-i lucrează pe amândoi. Apo, asta capri de belea, vine numai cum vrea. Nu-i hrănit-o cu strujani, și-are țap la cotroșeni. Și-a hrănit-o cu trifoi și-a venit cu ea la voi. Ia fășeți-o lei drog, simt-i căpriță în joc vre. Ileana, tu ești din rând. Stupă-i. Unii moșneagă, un nebunit. Ai vrea ca baba. Ajută-mă și vrea că capra pe parcă ești în mintea băbălor. Dacă moare, nu mai mănânci brânze. Hai să mănânci barabune și fasole. Că de cauza ta moare capra. Auză, dacă noaptea un minimar de bun prin sat. M-am mai dus, dar amul nu m-am mai dus. Gata, am terminat-o. De o săptămână, amul. Băi, Doamne Dumnezeu, să ne ajute și baica Domnului. Dacă mai scap și de data asta, uite aici, să vadă toată lumea, să nu zică, și te scopții să vadă. Eu te am două strâcneli. Dacă nu găsești strâhneaua care să iau sânge, nu mai mergi înapoi la Dolheș. Rămâi aici!
ce de ora că pot cu sus, că moare, bă, din cauza ta! Dar ți-am dat fân, ți-am dat și apă, dar scoală-te și joacă-o leacă! Frunzuliță, Siminoc! Caiuță, să intri în joc! Dic, caiuțene, băi! Podelele pe foc, să intri țigane în joc.
Moșul de bătrân, tot ar mânca măr din stân. Și cât-i baba de bătrână, tot ar vrea voie bună de 3 ori pe săptămână și de vreo 10 ori pe luni, dacă s-ar putea. Moșul și cu baba lui, gospodare statului. Să-ți joa și baba, cum știe, să ne aducă bucurie. Gândește-te bine și vorbește. Ai grijă, ai grijă, că din cauza ta capra ne-a murit. Și ai să duci zilele grele cu mine. Unde-i fost azi noapte? Spune-i rapid de grabă. Nu sta să te gândi. M-a dus strânsurii la capre, că îi da curie, că îi da varze. Îi dai varze și bate toate lumea, bre. Îi dai varze îngheațate, iarna. Te-a norocul de moșteac. Totiule, asta ai găsit, o fiul nevaș de la boba, măi, și ai adus-o acasă, măi. Moșteac, și m-am gândit eu acum. Pe atent aici, dacă așa se va cum. Asta e în cap! Rujul, țigara și băutura, rachiu de specle, fraților, de...
Se bate lumea. Asta e tăbliță curată. Asta e de la Caldarani. Dar eu o port, eu o port, o port, că așa se poartă. Ca să nu zică baba că spudul. Asta e de aur, să știi. S-audă toată lumea, toată România ca să am martur. Ești de acord să ții soția mea? Da! Pe dealuri vine amu, țiganul cu urșul lui. Să-i fac și o strânge de la cap. Păi de la cap, de la Chișoare, eu mă ating cu ursul oare. Cârtița te-a făcut, cârtița te-a botezat. Păi și un pahar cu apă ți-l-o dat. Iar răule, și de ochi ți-l-o luat. Păi cârtița iar s-o face și ți-o desface. Păi cum cărbune, cum tășunii de la foc. Păi și vine din nou la joc. Mulțumim, gazdă frumoasă! Vă poftim în hora noastră! Mulțumim din suflet pentru invitație domnului primar. Vă dorim sănătate, fericire și bucurie.
să fiți mai buni la anul, să vă iubiți mai mult între voi și așa cum spune plugușorul nostru și acum la sfârșit de an, plugușorul dolheștean vă urează într-un mulți ani. Pentru anul care vine vă urăm numai de bine, voie bună, sănătate, bucurii și spor în dăte. Și de afară să înflorească și din casă să trăiască. Iar din nou când vom veni la anul, când s-o împlini, să vă găsim cu bine, cu zile senine. Să știți tari și mari, mândri gospodari. Casa să faci și plină de belșug și de lumină. La mulți ani, sănătate, fericire și bucurie. Mulțumim, mulțumim mult ansamblului din Dolhești de Suceava și să vă dea Dumnezeu sănătate. Și dragii noștri cetățeni, noi trebuie să luptăm în perioada următoare să avem și noi așa ceva cu datele noastre și ați văzut din cei mici și au prezentat programul în fața dumneavoastră, șanse avem de 100%. Așa că noi, cei care suntem mulți puțini pe scenă din Consiliul Local, că doar am făcut apel la toată lumea, dar sunt prin public, prin mulțime, sper să ne adunăm într-o bună zi toți, fără să mai avem ce comenta. Mi se pare un lucru corect când avem evenimente de genul acesta, toți să fim uniți pe această scenă și să nu mai avem ce a împărți sau ce a trebuit să nu se întâmple, să fim uniți în fața dumneavoastră. Așa că spectacolul continuă, cu Moș Crăciun o să-și facă treaba acum, dar avem plăieșii din Chișinău, Republica Moldova, care cred că o să îi cunoașteți mai bine și o să vedeți ce program ne prezintă. Așa că îi poftim înăuntru și cred eu să vină pe scenă să vedem și noi ceea ce vedem sau am văzut numai la televizor. Uite, bine ați venit la noi! Aplauze pentru plăieșii din Chișinău, frații noștri de peste Prut, bine ați venit la noi și vă lăsăm să vă faceți treaba. Succes! Mulțumim, domn primar, mulțumim Consiliul Local. Într-adevăr, dacă ați înghețat, vă așteptăm la terasa Yellow Garden pentru că e deschisă pentru dumneavoastră la un ceai cald, singurul de altfel sponsor al acestui spectacol. Plăieșii frumoși, ca brazii în alt stejar. Aici avem conducător artistic Nicolae Gribincea. Vreau să-l aplaudați pe domnul conducător artistic și domnul conducător muzical Ion Glodea. Sunt frumoși, talentați, aveau dumnealor și au un cânte pe care sigur o să-l cânte la omul care mi-e drag, treabă n-am, dar calim fac. Iar la cel și mi-e urât, treabă am, dar nu mă duc. Succes! Bună ziua, primiți colindători! Hai să vă colindăm așa cum se colindă la noi, în partea aia, la de Prut. Yeah.
mare. Să vă simțiți bine, nu o să ne supărăm dacă o să jucați, să vă încălziți, da? Thank you.
veniți la sârmă. O să vă pară rău că nu jucați. Da.
La Hanul Mărioare, ia ca și Moș Crăciun a venit la Han
Mulțumim, mulțumim. Hai, mai jucați așa, încălziți-vă. Dai la 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 la
să florească, dai la da dai dai la da. Amândoi să ne unească, dai la da dai dai la da. Așa, bravo copilașii, dați exemplu frumos, cum trebuie lumea. Noi știm tare bine a lucra, dar câteodată nu știm să ne odihnim frumos, să dansăm o horă de-a noastră, o sârbă de-a noastră, ne rușinăm. Dar a face lucruri frumoase pe lumea asta nu este urât. Și întotdeauna ăștia mai mici se uită după noi, cum procedăm noi așa și eu. Și dacă dumneavoastră, cei mai în vârstă, nu o transmiteți tradiția, nu o să aibă de la ce ne învăța. Așa că mai arătați acolo un pas de sârbă, așa, de horă. Eu am dreptate, așa-i? Zi-mi tinerii că nu. Așa.
Și
de puneșor în pace, dacă dorul tău mă place, mântulița mea. Dacă ne dați voie să vă mai cântăm de mulți ani trăiască la locuitorii acestui. Vă rugăm, cu drag. Cu toții să cântăm mulți ani trăiască. Să vă zicem de prosperare. Să facem totalurile așa, cum o fac cei din administrație și dumneavoastră fiecare acasă să puneți la socotelniță cam ce ați reușit să faceți și n-ați reușit, ce ați mai doriți mai faceți. Iar pentru anul care vine să vedea Dumnezeu de toate, să vă aibă în paza Lui, în raza luminii Lui, să reușiți să faceți lucruri cât mai frumoase și cât mai bune. Iar noi acum la final de recitalul nostru să vă zicem de mulți ani trăiască dumneavoastră. Plăieșii cu drag pentru dumneavoastră, mulți ani! Așa când să fiți, mulți ani, frumos.
Ați fost minunat, domn primar, aveți cuvântul.